Sunt visuri foarte, foarte aproape de realitate. De aceea pictez, pentru că trebuie să descoper ce nu știu. Probabil fiecare caută să recunoască pe sine însuși. Dialogul întotdeauna începe cu o întrebare, o întrebare la ce m-am gândit eu. Bineînțeles că întotdeauna pot vorbi despre visele mele și despre compoziția pe care o folosesc, dar cel mai important lucru să văd ce întrebări are cel care mi-a văzut lucrările, ce întrebări aduce pictura. Când gândești, dezvolți ideea. Este o pictură abstractă, bazată pe realitate. Acest tablou este o culori pastel, reprezintă balanța între visător, între mine și speranță, speranțele mele. Cât timp pictez? Nu știu. Întotdeauna pictez la mai mult de o pictură. Pictez și pun deoparte. Iau artă, pictură și încep să îmi lucrez paleta sentimentelor. Și în felul ăsta, niciodată nu știu cât timp îmi ia o pictură. Este prea complexă, este prea personală, lucru care îmi aduce succes, care atrage atenția despre pictură, dar și îmi dă nu-mi dă posibilitatea să explic în câteva cuvinte simțămintele mele. Câteodată când pictesc, scriu și poezie. The Dreamer. Years after minutes, minutes after years, my life is changing colors, laughter after tears. Love embracing the dreamer in a bright summer day. The life is changing colors, autumn early day. In a valley ruins, an old castle wall, my life is struggling like a troubled river approaching a waterfall. The Dreamer.